Bună ziua! Nu știu dacă dumneavoastră v-a fost dor de noi, dar nouă ne-a fost dor. Și eu mă bucur să vă revăd mai mulți decât am revăzut la Ministerul Economiei mai devreme, pentru că și acolo am întâlnit colegi cu care am lucrat mai mult timp în urmă, dar aici la Ministerul Educației, chiar dacă sunt și oameni pe care nu-i cunosc și le zic bine au venit, dar sunt și foarte mulți colegi cu care am lucrat împreună cu doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei timp de 3 ani de zile. Sper că dumneavoastră vă bucurați de această revenire. Eu mă bucur că doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei va prelua conducerea Ministerului Educației și îmi fac mari speranțe, îmi pun toate speranțele în faptul că vom continua să transformăm sectorul așa ca să devină o prioritate națională, cum am vorbit de fiecare dată, pentru că noi știm că cel mai important domeniu pentru Republica Moldova este educația. Și am vorbit despre asta de tare multe ori și am început niște lucruri și vreau să vă spun că acum vom crea toate condițiile ca toate reformele să avanseze și ca rezultatele să fie simțite, resimțite de către toți. În primul rând de cei din educație, dar și dincolo, pentru că de rezultatele activității în acest domeniu va depinde cum va arăta societatea mâine, poi mâine, peste 10, peste 15 ani. Eu cred că doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei a demonstrat că este un coleg minunat, care îi respectă pe toți cei cu care lucrează și eu cred că asta este o noutate bună pentru orice colectiv, mai ales pentru colectivul de la Ministerul Educației. Eu am toată încrederea că dumneavoastră o să o sprijiniți, o să o ajutați și că o să reușiți să construiți echipa cea mai eficientă, ca să ne audă celelalte ministere, cea mai eficientă echipă din Guvernul Republicii Moldova, pentru ca să ajungem să lucrăm în interesul cetățeanului. Am spus lucrul ăsta și atunci când am lucrat și sper că ați simțit și dumneavoastră că noi, politica de cadre, am făcut-o întotdeauna pe bază de profesionalism și merite. Nu am angajat în funcții în dependență de calitatea de membru de partid, cu metri, nănași și așa mai departe. Și asta o să facem și de acum încolo. Vrem să fiți siguri că promovarea funcționarilor publici în funcție, angajarea funcționarilor publici în funcție se va face doar în bază de profesionalism și în bază de disponibilitatea oamenilor de a munci din greu, pentru că e tare mult de muncă. Dumneavoastră cunoașteți acest lucru. Și trebuie să fiți siguri că noi o să facem tot ce putem să aveți condiții bune de muncă, dar și mai ales să găsim resursele necesare ca să avansăm în implementarea reformelor în educație. Noi avem o agendă lungă din codul educației, agendă mare de lucruri care trebuie făcute, în special aici mă refer la programul pentru atragerea și menținerea în sistemul educațional al celor mai buni profesori. Știți că avem niște impedimente acolo din lipsă de resurse, e una din subiectele prioritare. Noi știm că dumneavoastră ați inițiat procesul de revizuire curriculară și îl considerăm extrem de important. Poate ne dorim să-l facem un pic mai deschis pentru societate, chiar dacă știu că s-a discutat la nivel de profesori în sistemul educațional, dar vrem ca societatea să fie implicată mai mult, să cunoască mai mult despre acest proces de revizuire curriculară, pentru că vrem să avem educație relevantă, așa cum am zis, și de calitate. Agenda este mare de reforme, dar noi suntem mulți și puternici și vă asigur că există voință politică la moment ca să facem cele mai ambițioase, să implementăm cele mai ambițioase reforme. Încă o dată, mă bucur să vă revăd. Vreau să vă rog să-i acordați tot sprijinul doamnei ministru și ori de câte ori o să aveți nevoie de sprijinul meu în calitate de prim-ministru, de sprijinul guvernului, să veniți la noi, doamna ministru, pentru că noi o să facem tot posibilul să găsim inclusiv resurse financiare
ca să putem să schimbăm lucrurile în educație. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, vă mulțumesc mult. Cu mulți dintre dumneavoastră ne cunoaștem mai mult de jumătate din viața conștientă, de prin 1995. Cu o parte dintre dumneavoastră ne cunoaștem din 2012. Abia aștept să fac cunoștință cu întreaga echipă a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Așa cum spunea doamna prim-ministru, sunt domenii foarte importante și dacă tineretul și sportul nu s-a regăsit cumva în denumirea Ministerului pentru că ar fi fost foarte, foarte lungă, asta nu înseamnă că sunt domenii mai puțin importante. Dumneavoastră sunteți cei care promovați politici esențiale, pentru că ministerele asta trebuie să fie vizionare. Eu am toată încrederea că și pe mai departe, în toate aceste domenii cheie de care este responsabil acest minister, vom reuși să promovăm politici corecte, pentru ca toți angajații din aceste sectoare să simtă că pot gândi liber, să simtă că pot lucra în siguranță, că nimeni nu lezează demnitatea nimănui dintre angajații din aceste sectoare, în special demnitatea cadrelor didactice, să putem împreună să asigurăm un proces de învățare și un proces de lucru în toate domeniile care să sprijine dezvoltarea tinerilor noștri, să sprijine cu toate măsurile posibile dezvoltarea și creșterea unor oameni de caracter care să nu se mai teamă niciodată, să nu fie intimidați, să aibă gândire critică și asta cred că dumneavoastră cu toții conștientizați ce lucru important este. Atunci când am lucrat la Ministerul Educației, poate cineva dintre dumneavoastră ține minte, aveam o cană pe masă care o să fie și acum. Țineți minte ce scria pe ea, colegii care mă țin minte. Ai răbdare cu mine, explică-mi. Deci dacă nu o să înțeleg foarte clar ce, de ce și cum, nu se va întâmpla nimic. Dumneavoastră sunteți cei care cunoașteți foarte bine domeniile, dumneavoastră sunteți cei care știți cum trebuie implementat, împreună trebuie să ne asigurăm că pe toate domeniile, și în educație, și în cultură, și la cercetare, și la tineret și sport, există transparență maximă, există corectitudine și inițiativele valoroase sunt promovate, sunt puse în valoare, dar nu neglijate. Cam asta aș putea să zic. Încă o dată mă bucur să vă revăd pe dumneavoastră toți, chiar și cu colegii de la Tineret Sport, cu care nu neapărat am lucrat îndeaproape, chiar și cu unii colegi de la Cultură, ne cunoaștem, cum ziceam, de foarte multă vreme. Sper să avem parte de tot sprijinul, odată ce a fost promis. Eu cândva am venit la Ministerul Educației, pentru că doamna prim-ministru a fost pentru mine un exemplu de cineva care ceea ce are în inimă, aceea are și în gând, aceea spune și aceea face. Și vreau să vă invit și pe dumneavoastră să facem toți același lucru. Mulțumesc mult! Cred că ne întrebăm foarte scurt timp. Aș vrea să rog doamnele și domnii secretari de stat să ne întrunim la 11:30 pentru o ședință, dacă este bine. Da? Și după masă, altele. Eu vreau să folosesc această ocazie să transmit un mesaj în întreg sistemul educațional, nu neapărat dumneavoastră. Știm că, în special în ultimii ani, au fost cazuri în care oamenii angajați în educație au fost supuși presiunilor. Eu vreau să-i rog pe toți cei care au funcții de conducere, la nivel central sau la nivel local, să înceteze orice formă de presiune asupra cadrelor didactice, asupra directorilor de școli, asupra directorilor de grădinițe. De acum înainte nu se va accepta niciun abuz. Nu contează de la care partid politic vine indicația sau ordinul să determine un om sau altul să facă lucruri care nu sunt firești, care nu sunt în conformitate cu fișa de post. Noi facem acest apel și atitudinea va fi extrem de serioasă în raport cu cei care vor continua aceste abuzuri. Îi rugăm pe toți cei care în continuare sunt supuși la asemenea presiuni să ne contacteze, să ia legătura cu doamna ministru, cu oameni din minister, să ia legătura cu oficiul primului ministru,
dar toate aceste metode de intimidare, de hărțuire, nu doar în sectorul educațional, în toate sectoarele trebuie să înceteze, dar acum vorbim despre educație și știm că sunt foarte mulți profesori care și-au pierdut locul de muncă, care au primit mai puține ore, oameni care au fost implicați în campanii electorale în pofida voinței lor și așa mai departe, ca să nu vin cu toată această listă de abuzuri care s-au comis. De azi înainte, contează profesionalismul omului. Fiecare este liber să gândească și să facă ce vrea în raport cu forțele politice. Dar la școală nimeni nu trebuie să îndrăznească să pună presiune pe profesor, pe director de școală sau pe oricare alt angajat din sistem. Este rugămintea mea către cei care s-au ocupat de bunăvoie sau de nevoie cu asemenea lucruri până acum, dar este și îndemnul meu pentru cei care au fost victime ale acestor hărțuieli să ne comunice dacă aceste lucruri, aceste abuzuri continuă. Trebuie să ne solidarizăm, trebuie să învățăm ceva din experiența anilor precedenți și trebuie să facem tot ce ne stă în puteri împreună cu toții ca aceste lucruri să nu se mai repete. Vă mulțumesc tare mult, vă urez succese, știu că unii dintre dumneavoastră sunt foarte ocupați acum cu examenele, cu admiterea și așa mai departe, așa că vă rugăm să rămâneți, să lucrăm în continuare, cel puțin până la vacanța din august, cu dăruire, așa încât toate lucrurile să se întâmple bine și toți cei care vor să ajungă la următoarea treaptă din sistemul educațional să poată să o facă fără nicio întârziere și fără niciun impediment. Succese tuturor! Mulțumim! Care țin de asigurarea condițiilor pentru ca toate cadrele didactice din educație să poată să activeze în siguranță și să aibă mai mult timp, nu pentru hârtii birocratice, ci pentru ca să-și pregătească și să ofere un proces de învățare foarte bun elevilor. Ne propunem să facem tot posibilul ca vocea elevilor și părinților să fie auzită mai bine. Pe domeniul culturii ne propunem asigurarea transparenței și corectitudinii luărilor de decizii în proiectele care țin de cultură, pentru că, în opinia noastră, numai creația autentică poate fi o putere și aici cred că avem de lucru. Evident, și politicile de tineret nu trebuie să rămână neglijate, pentru că avem nevoie de tineri care să se implice, care să ia parte la procesele decizionale și contez foarte mult pe organizațiile care sunt active în acest domeniu. Tinerii trebuie să aibă și oportunități pentru a reuși să se realizeze aici, acasă. Evident, pentru domeniul sport ar fi foarte multe de făcut. Poate nu vom ajunge ca, așa ca în alte țări, să avem fotbalul în Constituție sau ca politică națională de stat, dar totuși cred că sportul este foarte important și nu în ultimul rând cercetarea. Deci este vorba de asigurarea condițiilor pentru ca cercetarea în Republica Moldova să nu fie doar pentru bifă, nu pentru titlurile de doctorat, ci să se facă cercetări relevante. Acum, ca și acțiuni concrete, este în primul rând evaluarea situației, pentru că sunt foarte multe activități și proiecte care sunt derulate pe fiecare dintre aceste domenii. Deci vom avea o ședință cu colegii care la moment sunt secretari de stat pentru a le solicita rapoartele, care este exact situația, unde suntem, deci în conformitate cu legea, să vedem exact situația curentă și, evident, și cu colegii din direcții, să vedem pe fiecare dintre dimensiunile despre care am vorbit, care sunt lucrurile urgente de făcut, pentru că există lucruri care trebuie urgent prezentate ca și hotărâri de guvern, există lucruri care trebuie
prezentate și Parlamentului în calitate de inițiative legislative, deci toate aceste priorități le vom determina acum împreună pe toate cele 5 dimensiuni. Ce se va întâmpla în continuare cu Arena Chișinău? Cu Arena Chișinău am discutat acest lucru și în cadrul comisiilor parlamentare. Avem toată încrederea că se va face o cercetare serioasă cu privire la situația de acolo și cred eu va fi creată o comisie parlamentară de investigație, pentru că se pare că tocmai problema cea mai mare este cea a transparenței și a modului în care s-au operat aceste decizii. Dar construcția va continua sau se va stopa la acest moment? Din păcate nu pot să vă spun. Până nu va fi o analiză foarte clară, nu pot să vă spun. Este clar însă că s-a făcut totul prin abuz. Mai mult decât atât, acele terenuri dumneavoastră cunoașteți, că erau de fapt terenuri care aparțineau și puteau fi lucrate și pe ele se putea face cu totul altceva și respectiv și centrul de excelență în domeniul viticulturii și vinificației. Iarăși este o organizație care a fost cumva deposedată de aceste terenuri, care puteau să fie o bază serioasă pentru activități practice și activități de instruire și cercetare și pentru studenții de acolo. Deci este foarte clar că aici trebuie să intervenim. Altă problemă, salariile profesorilor vor fi majorate, nu vor fi majorate, sunt bani pentru aceasta? Întâi de toate trebuie să ne asigurăm că acea majorare care a fost operată prin legea salarizării în sistemul bugetar, că pentru ele există fonduri și colegii noștri de la finanțe, evident că vor analiza acest lucru. Deocamdată, ați văzut, ex-ministru Chicu a dat asigurări că nu există probleme la acest capitol, dar va trebui să analizăm și aici situația. Au fost chemați tinerii din diaspora să vină acasă, în învățământ. Ce trebuie să cunoască cei care vor să se întoarcă acasă? Au la ce să spere aici un viitor mai bun decât a fost până acum, un salariu mai decent? Eu cred că da, dumneavoastră ce credeți? Ce veți face cu lipsa de cadre? Există un program național pentru resursa umană în educație, care a fost elaborat anterior. Din păcate nu a fost aprobat, dar anumite elemente din el au fost implementate și pe parcursul ultimilor ani, sau cel puțin Ministerul a încercat să facă ceva acolo. Acolo există, ca să nu plictisim auditoriu, există trei dimensiuni importante. Una din ele ține de atragerea tinerilor, alta ține de pregătirea lor în universități, în instituțiile de învățământ superior și alta ține de menținerea în sistem a oamenilor foarte buni. Deci toate astea presupun acțiuni și politici foarte concrete. Eu sper că revenim la acest program și vom reuși să-l aprobăm și să-l implementăm în mod adecvat. De asemenea, un lucru important care trebuie făcut este sprijinul pe care trebuie să-l menținem și să-l creștem din partea partenerilor de dezvoltare. În acest domeniu există câteva proiecte internaționale și pe educație, învățământ general, și pe învățământ superior, și pe învățământul profesional tehnic, deci astea toate trebuie continuate și fortificate. Vor fi schimbări de personal în cadrul cabinetului dumneavoastră? Veți solicita anumite demisii? În conformitate cu legea. Așa cum zice legea, așa vom face. Da sau nu? În ce privește cabinetul ministrului, eu mai întâi de toate vreau să cunosc pe toată lumea și după aceea să iau niște decizii, pentru că în conformitate cu legislația, persoanele din cabinetul ministrului, adică consilierii, șeful de cabinet, asistentă, sunt persoane de încredere. Deci dumnealor vin cu ministrul și pleacă cu ministrul. Eu vreau să-i cunosc întâi pe toți și după asta o să iau niște decizii. Eu vă mulțumesc. Să știți că vă așteptăm oricând la ministrul de educație, pentru că am întrebări, poate la început să mă iau un pic mai mult timp, dar vă promit că o să facem tot posibilul să vă răspundem. Mulțumim. O zi bună și noastră.